Dragii mei, vă salut cu mult drag și respect. Suntem pe Coclaurde din satul Ciocotiș. Alături de noi îl avem pe domnul Neaga Augustin. Doamne ajută, domnul Neaga. Doamne ajută și dacă îți salut tu. Văd că v-ați îmbrăcat fain cu portul popular de aici, de la dumneata din sat. Bă, când vine eu pe la noi, pe Ciocotiș, și sărbătoare și atunci trebuie să ne îmbrăcăm de sărbătoare. Așa e, și ne-am dat întâlnire la casa cui? La casa, noi știm, domnul inginer Bărbos, decedat, și doamna Maria. Doamna Maria Bărbos. Sofia, o da. Salutăm și noi cu mult drag dacă o să urmărească filmulețul ăsta făcut. Îs convins că o să-și amintească cu drag de locul unde o crescut, o copilărie. Deci, zice, pe Valea Mihăiesă. Pe Valea Mihăiesă. Ei, și casă frumoasă. Știu că atunci când am venit eu prima dată aici în Ciocotiș, mi-au aminte că m-ați adus la casa asta. E singura casă care a mai rămas în Ciocotiș în felul ăsta. Mai este o casă, lângă centru, lângă drum, unde locuiește cineva, deci locuiește în casă. Uh-huh. Aici, în sat, în Ciocotiș, sunt puținele case din acestea. Au fost multe, dar s-au distrus multe, pentru că nu este sprijin. Nu știu de unde ar trebui să fie sprijin ca să se recondiționeze casele astea, pentru că se pierde casa și se pierde o întreagă istorie. Absolut. Noi știm, mulți nu știu lucrul ăsta. O casă veche, în e, e ca și o carte, când citești o carte veche, și cu istorii, cu întâmplări. Ei, casa asta veche ascunde în ea sufletele celor care s-au dus. Aici sunt multe istorii, multe povești pe care eu le cam știu, că cam umblu în povești. Ați umblat destul de mult pe aici, prin sat, ca să descoperiți dar poveștile căselor. Dar sunt care nu știu și eu am umblat acum mai de 10 ani. Dar după ce mă duce și eu să adorm lângă străbuni, apoi dacă au umblat tinerii, să caute cum am căutat eu. Nu vor mai afla, pentru că, uite, și casa asta. Ai zis, atunci când ai venit, a fost foarte bine întreținută. Acum, doamna e mai bolnavă, nu vine să o întrețină așa de des. Și uite, începe să-și piardă din albastru, din albastru mieriu, care e specific zonei noastre. Aici, pe partea din coașe, văd că au pus niște acoperiși din ăsta modern, ca să nu se distrugă de tot. Da, dranița o putrăzut aici pe partea asta, pentru că aici e mai câte coaste și câte umbra și câte părău. Și n-are bani ca să se înnoiască cu dranița acolo, dacă te duci pe Marea Murii și istorii sau Vodal, cum se zice. Acolo sunt oameni care fac draniță, se pun la case, chiar am fost în Breb, niște lucruri frumoase. Draniță, dar aici la noi... Astea erau casele tipice satului Ciocotiș? Asta, deci în felul ăsta, sunt mai multe tipuri au fost de casă, dacă tot vrei să povestim. Cu draniță sau cu paie? Că erau învărite și cu paie. Era cu târnați o istacie, așa închis. Era case cu târnați în toată fața casei, cum privește așa. Sau pridvor, cum îi spun domnii. Și erau case cu târnați, chiar a fost o casă, o am în poză, dar e spartă, și pe partea asta, și pe ce ieși în față. Și era casa care spune că încă mai este și locuită și foarte frumoasă, dacă ai vrea să mergem până acolo să vezi. Are tindă, are o cameră cum intri și are cameră și în dreapta și în stânga. Știi? Are trei camere, aia din mijloc în care intri prima dată e mai mică. Acei antreu sau cum ai zice, living sau cum îi ziceți voi, acei tinda, da, intri da. Internați în tindă și apoi intri în casa de sărbători și în casa de toate zilele, în casa în care să face mâncare, să spăla, să face de toate și în cei de sărbători se intra numai duminica, acolo la meșteri grindă, ți-am spus odată ce meșteri grindă, așa-i? Toate grinzile sunt într-o formă și meșteri grindă pe subțete ca să o grindă să mare, să le țină pe toate celelalte. Și pe meșterul grindă acolo se pune Biblia și acolo se ține cărțile de rugăciune. Și actele importante ale statului. Sigur, actele importante. Că mi-aduc aminte că bunica la fel ține acolo pe grinda. Grinda principală, cum spune bunica. Mă-i ține lumea la lucrurile astea, domnul Neaga. Eu știu că dumneata ai îmblat mult pe aici prin sat, ai cules atâtea și atâtea povești, dar ați îmblat și prin alte
zone ale Maramureșului. Să cam pierd. Cât e important să ținem la cultura asta tradițională, populară, pe care strămoșii noștri ne-au lăsat-o ca moștenire. Să cam pierd de aici în Ciocotie și îmi place, ți-am spus, am fost în Breva acum zilele trecute și îmi place că acolo încă sunt familii mai multe care țin la tradiție și la... Păi asta, nu numai cum ți-am spus eu că ți-am amintit de strămoși, păi aici în albastru mi-e râul ăsta, în costumele noastre populare. Aici e istoria țării. Păi, istoria țării, asta ține unitatea ta ca neam, ca tradiție, deci tradiția asta e unitatea de neam și țară. Bine, am zice că aceștia bătrâni ce știu ei, dar asta ne, cum e steagul, tricolorul? Păi, fiecare țară are steagul ei. Ei, noi, ai observat, noi avem cămea așa de pe Chioară într-un fel, pe Maramureș în altul, la voi în altul. Sportul ăsta străbun ține legătura noastră cu străbunii noștri, dar ne ține pe noi legați unitatea asta de neam, că dacă pierdem tradiția, pierdem portul, pierdem tot ce a fost din vechi și luăm, nu știu ce tradiții, haloienul și nu știu câte tradiții din alte părți, atunci ne pierdem identitatea noastră de români. Nu știu, mulți tineri nu înțeleg treaba asta. Da, pe când noi, aici bătrâni, ne-om duce acolo sub o cruce, vor vide, s-or lovi și vor zice, mă, bine au zis bătrânii aceia de care noi n-am ascultat. Trebuie să le spunem oamenilor care vă urmăresc că dumneavoastră sunteți și poet local. Cum mere poezia? Mai scrieți, domnul Neaga, poezii? Că mi-au aminte odată când am ieșit aici în Șatra, pe drum, la câțiva pași, unde mi-ați făcut o poezie. Mai vine inspirația? Mai scriu, mai spun niște tinere care vreau să cânte și zic să le fac niște poezii pentru cântece, versuri pentru cântecele lor. Bă, mai scriu, mă pui... Bine, îmi trebuie un pic de liniște, că nu... Și atunci ai zis, fă-te că scrii, ce să mă facă scrii? Dacă eu trebuie să televizez că mi-a ta scrii și un, doi, mi-ați făcut o poezie, câte cărți aveți scoase, domnul Neaga? Da, pe nici nu le știu, 14 cărți cu... În unele am cu autorii, prieteni care mai scrie, sunt nu toate, sunt numai amele singur, de 14 cărți de toate în care sunt eu... Autor. Autor și care este coautor. Am luat prieteni pe lângă mine. Și de aici aș vrea să duc subiectul înspre o altă direcție. Câte clase aveți, domnul Neaga? No, asta le spui la mulți și cineva a zis că într-un cuvânt al autorului într-o carte, am scris acolo, cu toate că nu am numai 8 clase, nu sunt arișcolit, vai, au zis, nu scrii așa. Păi de ce să nu scriu? Păi ăsta e adevărul. Omai, dar eu că am, sau să-l induc în eroare pe cine citește, că citește cărțile și zice, oare, asta ce facultăți are? M-am oprit la 8 clase. Dar mintea mea nu s-a oprit. Dumneavoastră a stăt citit. Da. Dacă ar veni niște orășani aici în Ciocotiș, ce le-ați arăta, domnul Neaga? Eu le-aș arăta, nu știu ce ar vrei să vadă, dar eu am văzut și pe Breb, că spun că am fost acolo mai... Acolo am văzut că e turismul mai în floare, aici nu tare vin. Dar eu le-aș arăta casa asta veche, le-aș arăta... Nu știu, mai ales orășenii, dar mă nu știu nici ce ești din sat. M-aș pune jos în iarbă, pe o cergă, și aș bate coasa. Și le-aș arăta, măi, dacă cumva n-am mai fi benzină, n-am mai fi curent, n-am fi... Păi, coasa trebuie să o știi, bate ca pe poți scosă, că coasă deja mai avea coasă, că poate rămâne o coasă pierdută pentru o riceșură veche, dar nu tai dacă nu o bați. Deci i-aș spune ea așa să bate coasa cu ciocanul pe ileu, ți-am arătat odată. Da, că am mai fost pe aici. Deci da, într-adevăr, e o zonă frumoasă aici, dar din păcate nu e de ajuns de promovată. Na, uite-te, eu le-aș spune, eu am făcut filmări pe Șatra, le-aș spune, cum zici tu, promovăm turismul, le-aș spune pe unde om la Pintea, că asta am spus. Acolo la peștera lui Pintea, cât e frumos. Da,
Da, toate... Mărgând la deal, înspre șatra, în munte, parcă fiecare piatră are o poveste. Da, mai ales la noi, în satul ăsta. Și dacă ai avea tu vreme să-ți spun o poveste, am pornit din Cernești, unde a fost cetățuie la 1556. Și acolo a mers primii ciocotișeni la voievodul Bota de la Cernești și au zis, ne dai voie să ne punem o tabără acolo, mai în sus, pe râu. Și au venit și au pus tabăra mai în sus, un tip pe râu, la, într-o poiană pe care îi șamu și numită Hoștează, acolo e vatra satului. Șapițaș spune că acolo a fost biserica veche, construită în 1774, biserica de lemn, care s-a vândut în Stoiceni, la 1890, când s-a construit biserica nouă de piatră. Șapița spune câți preoți au fost la biserica de la noi. Șapița spune câți oameni din Ciocotiș au murit eroi în războiile mondiale. Ți-a spune că a fost un om viteaz din Ciocotiș care în 1848, când au venit ungurii de câte Făurești, el a stat acolo în vârful dealului la Făurești și a tras cu pușca și l-a împușcat pe hodnogul unguresc, pe capitanul acela lor. Și iată că toate lucrurile astea cu 8 clasă le-ați învățat. Bine, mă, dar nu știu, mă, de mult să învăța altfel, că știi, eu, dacă le spun la mulți că pe vremea lui Pintea, 1700, atunci vă spun până zona asta, Șetre, 1701-1703, până acolo au haiducit în Maramureș și istoric. Și dacă le spun că el s-a unit cu Racoții a doilea atunci în timpul când a fost răscoala curuților sau războiul curuților. Noi am învățat la școală treaba asta, dar ei bag eu seama că nu învață. Ca ăștia tineri care sunt la școală sau liceu să uită așa la mine ca și cum te uiți la televizor când vine o știre nouă și zice, dar oare cine o face ala? Știi, le spui despre... Corect. Eu îmi văd de cel cumplit, dar nu știu cine o face ala. Domnul Neaga, încotro credeți că s-a îndreptat lumea asta așa după mintea pe care o aveți dumneavoastră? Oricândva când eram eu prunc, știu că erau niște filme, ne uitam la ele cu roboți, știi? Uh-huh. Erau puțini oameni și roboți pe acolo. Deci modernismul ăsta e bun, dar tinerii vezi că mulți dintre ei, nu toți, dar mulți, să pierd în tehnologia asta, lasă tehnologia pe locul întâi și iei omul pe locul doi. Și atunci când tehnologia e pe primul loc și tu omul pe locul doi și pe Dumnezeu pe celelalte locuri mai jos de tot, atunci numai acolo mergi spre o robotizare, spre o ascultare de ce îți spune robotul. Nu tu să-i spui la robot, că avem roboți de bucătărie, avem mașini cu cutia de viteză automată, avem robotizări de astea de care ne folosim. Dar atunci se va ajunge în timp. Mai eu, cum ți-am spus, atunci au și Oali și Ulceli. Dar voi tinerii veți vedea că se va ajunge acolo că omul va fi robul robotului. Da, din păcate. Aș vrea acum pe final, domnul Neaga, că pe urmă trebuie să mă îmblăm o țură pe coclaur pe aici prin sat, să le descrieți oamenilor care vă urmăresc costumul popular sau tradițional, cum să-i spun? Portul popular, după poate mine, ar și mai corect. După mine, oricum e bine și tradițional și popular, pentru că tradiția e de la popor. Uh-huh. Și la noi în ortodoxism este tradiție și sfânta tradiție. Da. Sfânta tradiție cu învățăturile Sfinților Părinți și a Bisericii, asta e tradiția ce facem noi acum. Aista e făcut că amul mai nou am văzut și eu, cu toate că se supără tinerii pe mine, am văzut că își fac costume ca să fie tradiționale, dar își fac niște pânze rare, că eu le zic strecuri, că ar fi strecuri de acele de strecurat laptele la oi. Asta e pânză de aceea făcută țesută în război, din bătrâni. Uh-huh. Văd că e cu șir de cânepă. Sigur, cânepă și bumbac. Uh-huh. Bine, amă, nu mai este, că cine mai cânepă o zis să ieșe că îi drog și să nu mai ție. Deci așa se umbla mai de mult cu flori,
cu florile astea la pumnușei, la pumnușei și la guler. Astea erau la tineri sau în zi de sărbătoare se purta. În zi de lucru erau cămeșile simple și la bătrâni, pe când treceau la bătrânețe, nu se mai purta pana nici în zi de sărbătoare. Și apoi izmeni că este la noi, le zicem izmeni, în altă parte le zic în altfel. Și nu se purta, nu erau altfel de haine. Ei aveau tete cu sute în iarnă, femeile cosau la război. Zice că aceea e femeie harnică care poate să-și îmbrece casa. Deci asta însemnând nu că să îmbrece casa, ci să îmbrace pe bărbați și pe copii din cum țesă la război. Nu cumpăra nimeni din magazin, nu era să cumperi din magazin. Și atunci erau astea și era cu migală, uite-te ce făcut e că am un să-i dai tu la o tânără. Atunci se lucra noaptea la lampă. Era lampă cu fotochimii, zicem noi, cu petrolul, o lampă făcea numai umbre pe păreți. Dar erau învățați ochii femeilor cu lumina aceea și noaptea se făcea, ori la mult, dacă îi dai la o tânără să-ți facă la lumina aceea puternică a becului, nu o să-ți facă veci treaba asta. Sau floricelile astea, uite de ce mânânțele, astea greu le face o tânărucă. Cu sute, cu acu, da. Și așa se purta. Văd că aveți și o cură. Cură, nu? Cum îi spuneți dumneavoastră? Noi, curelată, zicem noi. Zice, pentru că la este zice rantau și mai zice ranteu, știi? Dar e curelată. Bun, asta e așa, luată mai de-amul cumpărată, dar mai de mult erau curelii cu patru rantau, cu cinci, erau curelii late. Da. Și în cap văd că aveți un glob cu pană. Ce fel de pană e acolo la noi glob? Noi zicem pană de fugău. Pană de fugău. Eu aș lăsa așa fugăul să văd cine a ști ceea ce la fugău. Păi uite, acum le arătăm domnilor și poate ne vor scrie în comentarii explicația la termenul de fugău. Domnul Neaga, mare mulțumire că ați înștiimbat cu mine două, trei povești și eu zic să pornim pe coclauri, că de așa am venit. Eu știu că dumneavoastră nu vă îmbrăcați așa în fiecare zi, dar cum ați zis și dumneavoastră... Sărbătoare speciale, când vine Iosif, ciunterecul la noi... Eu nu m-am așteptat ca să fac sărbătoare atunci când vin aici în sat, dar mă bucur tare mult că v-am găsit întâia dată mai sănătos. Mai eu le-am spus și la alții din alte părți și au zis, când vine Iosif pe la tine, hai cu el pe la noi. În alte sate undeva. Da, păi, nu poți, da, așa e. Și ne pornim la drum. Voie bună la toți oamenii care ne urmăriți.